Polițiștii sălăjeni au continuat activitățile de prevenție, astfel că în ultima săptămână au depistat, din păcate, peste 900 de participanți la trafic care au ales să ignore normele rutiere. Inspectorul principal de poliție, Ioana Lavinia Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ne-a declarat: peste 900 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutieră, sancționați de polițiștii rutieri în acțiune în ultima săptămână. În perioada 5-11 decembrie anul curent, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au continuat acțiunile pe șoselele sălăjene pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteză excesivă și a depășirilor neregulamentare. Ca urmare a baterilor constatate în trafic pe șoselele sălăjene, în ultima săptămână au fost aplicate 930 de sancțiuni contravenționale cu amenzi în valoare de peste 450.000 de lei. Totodată, ca măsură complementară pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 58 de permise de conducere. De asemenea, au fost retrase 26 de certificate de înmatriculare. Polițiștii sălăjeni vor continua aceste activități, deoarece scopul nostru îl reprezintă siguranța dumneavoastră, astfel că vă adresăm rugămintea de a respecta regulile de circulație și vă sfătuim să nu consumați alcool sau substanțe cu efect psihoactiv înainte de a vă urca la volan, să nu vă grăbiți și să conduceți prudent.